So. Here we are back pe breazlă. Oameni, de pe tot internetul, bine v-am regăsit la un episod din Breazla Haiducilor. Puf, ca de obicei, prezent la datorie, alături de voi. Hai, doamne, bă, atâtea lucruri de făcut și așa de puțin timp, ceva fantastic. Oameni buni, nu știu dacă ați văzut voi, care n-ați văzut, puteți să mergeți să urmăriți pe repede înainte, practic. Episodul cu numărul 100 a fost un live făcut pe Breazla Haiducilor, în care ne-am ocupat un picuț de camera asta. Și ceea ce am făcut noi a fost să mutăm un picuț lucrurile pe aici și să adăugăm pereții ăștia așa frumoși, făcuți din, cum îi zice la materialul ăla, unde ești mă? Din honeycomb block. Dumnezeule Doamne, deci așa de valoros arată camera noastră acum, ceva n-ai văzut. N-ai văzut așa ceva, domnule, niciodată n-ai văzut așa ceva, îți garantez eu. Și acum, ce mă gândesc eu să fac e să copiem chestia asta de aici, practic și aici sus, să avem cum ar veni două etaje, că nu știu sigur dacă o să ne încapă toate itemele în... deși s-ar putea... I don't even know. Dar, principal e că vreau să copiez toată nebunia asta, practic și în partea de sus. Dacă mai și aflu unde naiba mi-am pus eu concrete-ul. Here we go. Concrete și... de voi mai am nevoie. Și practic de quartz. So, o să ne ocupăm un picuț de treaba asta după... Cred că aș vrea să mă duc un picuț pe la spawn să fac și o casă modernă în zona aia care o delimitat-o blue. Da, toată treaba e să-mi vină o idee. De îndată ce îmi vine o idee, mergem să facem și acolo treabă. Până atunci, ne jucăm un picuț cu ceea ce avem pe aici, în zona asta, momentan. Băi, deci am un vecin care dă de sâmbătă cu bormașina. Nu știu ce dracu găurește ăsta atâta într-o garsonieră, că practic eu stau într-o garsonieră. Deci cât morți poți să găurești în 20 ceva de metri pătrați, fratele meu? Ce faci, mă, mâncața și inima ta? Îți dai găuri în creier. Dumnezeule, Doamne Iisuse Mare Hristoase. În altă ordine de idei, m-am gândit la o chestie. Cum să facem noi podeaua, practic, pentru toată șnebunia asta. Și vreau să văd cum ar arăta, de exemplu, cu niște chestii din astea. Sau cu niște chestii din astea. Bineînțeles că, dragii mei, toată nebunia asta ar veni la nivelul ăsta făcut, adică ceva de genul ăsta. Mă uite așa. Și acum, pe o parte o să punem noi, bine, dar trebuie să scoatem asta prima și prima dată și să facem asta. Uite așa, pe parte o să punem chestiile alea și pe asta la altă parte o să punem astea. Dar nu știu de ce am eu așa o vagă presimțire și o vagă mare super impresie că ar arăta mult mai bine cu asta. Dat fiind faptul că arată ca și niște cărămizi, no, something, dar și ăsta smooth arată bine. Cred că dă un contrast mai mișto ăsta. Și cred că cu alea o să mergem. Bine, ar fi fost ok să punem ceva lemn, poate, sau I don't know, something, dar... Sincer să fiu, m-am plictisit de să te construiesc cu lemn. You know, it's boring. Adică îți vine de la un moment dat cheful să nu mai vină cheful. Dacă știi cum zic. Dacă mă înțelegești, adică îți vine cheful să nu-ți mai vine cheful. Și cu sandstone bricks, cel puțin, nu prea am construit niciodată. Așa că o să folosim nebunia asta și o să mergem, de fapt, stai așa, stai să acopăr toată schema asta de aici, să nu cumva să picăm, să avem de umblat pe aici și să picăm calălăii. Bineînțeles că, de exemplu, pe aici, pe mijloc, ca să nu fie, wow, ce te sparge la ochi contrastul ăsta. But I like it. Ca să nu fie chiar așa de puternică toată nebunia asta, pe aici pe mijloc am putea să punem desigur eventual niște carpet și vedem noi de care, poate roșu sau maro sau something, I don't know, we shall see, my fellow friend, we shall see. Și acum aici sus o să vină cred că prima și prima dată ceva de genul ăsta, bam, și o să avem, uite așa, practic, come on, ceva de genul ăsta. Pac. Oh, nu, aici, nu, aici vine podea. Bun. Și să avem maybe something like this. All over the place. Este așa ceva. Ca să nu spawneze nimica, chiar dacă o să avem lumină destulă cât să vedem lucrurile cum trebuie și așa mai departe, parcă totuși n-aș vrea să risc și să mă trezesc cu ceva gușteri care să-mi
facă ferfeliță fundulețul și pe lângă asta să spargă și 2 tone jumate de cufere care o să fie plasate pe aici, prin zona asta. You know what I mean? Și ceva de genul ăsta așa, zic eu că ar arăta destul de mișto. Păreruța mea. Pac, tu acolo. Sunt tare curios, să vedem. Deci, practic, asta ar însemna că asta ar veni cu un bloc mai jos. Adică cu jumătate de bloc. Sau să facem la același nivel, dude. I don't even know. Come on. Hai să spargem. Și să testăm. Că doar de-aia suntem în Minecraft. Hop. Să putem testa. Pup. O gălețică cu apă aici. Tu vină încoa și să vină ceva în genul ăsta. Tum, tum, tum. Dacă vin aici, oi. Păi eu cred că e excelentă treaba asta și dacă mă enervez foarte, foarte tare, uite aici jos, de exemplu, pot să mai pun încă un, cum îi zice, pot să mai pun încă un, încă un cufăr aici jos, practic, dacă mă enervează super, super tare. Bă, ce satană s-a întâmplat aici, mă? What? Cine o golit tătăche? Vezi, pufule, ce se întâmplă când nu te mai uiți la haiduci? Oh, Jesus Christ, nu prea am avut așa de mult timp în ultima vreme ca să stau să mă uit la oameni ăștia, să văd ce construiesc pe aici și ce nebunii dărâmă și ce lucruri fac. But, come on, dude. You crazy bastards. Holy mother of God. Bun, am venit aici frumușel în end. Mă, nu știu sigur dacă... nici nu am la mine... nu știu sigur dacă funcționează schema la modul să îți pui un beacon aici și să dărâm ca nebunul practic toată insula asta. Chiar ar fi interesant dacă aș putea să fac lucrul ăsta. Bine, oricum acum o să-mi iau câteva stack-uri bune de nebunie din ăsta de... Cum zicem la chestia asta? Endstone. Ca să pot să-mi termin și eu o parte din camera noastră cu cufere. Să fac podeaua la alea două etaje. Deocamdată o să rămână două etaje. Mă gândesc să fac și un etaj pentru un bulk storage. Bulk storage însemnând ce? Însemnând niște cufere sau niște schemuțe prin care tu să... Mă rog, în care tu să pui itemele care le ai în masă. Adică cum ar fi, de exemplu, cobblestone. Dacă ai, nu știu, 20 de cufere duble pline cu cobblestone sau cu stone sau whatever, să ai o zonă unde să poți să le pui chestiile respective. Și cum eu am o tonă de pământ și o tonă de stone, bine, stone-ul ăla o să cam dispară, zic eu, în momentul în care o să facem magazinul pentru cărămizi, dar totuși, știi, tot o să am nevoie de spațiu respectiv. Așa că, practic, camera asta cu cufere o să fie un proiect care o să continue. Să zicem, acum nu sper eu ca până la sfârșitul sezonului să fie gata, pentru că n-aș vrea să am o cameră cu cufere sau clădire cu cufere care să fie în permanență schimbare, dar nu se știe niciodată. Așadar, și prin urmare, am ajuns la acest mirific și minunat design. Toată partea nasoală care... nu știu cum să mă exprim. Partea nasoală a designului ăstuia, să zicem așa, e faptul că în partea asta avem totuși un picuț de beznă. Și deși am pus eu aici, spre exemplu, goddammit, e bine că pot să ies. Deși am pus acolo lantern-uri și chestia aia ar lumina cum ar veni un picuț schema, totuși am acoperit-o. Dar eu știam că trece lumina prin slab-uri și prin astea, dar văd că m-am înșelat. În fine, ideea e că avem totuși colțurile astea cât de cât așa și bara asta de jos iluminată. Și aici, bineînțeles, o să vedem cum mai modificăm noi un picuț lumina în momentul în care o să fie toată hala asta sau ce-o fi clădirea asta când o să fie închisă. Da. Și am adunat o grămadă de resurse, mă rog, când vine vorba de endstone și end chestii. Unde, doamne, v-am pus, fratele meu? Știu că le-am pus pe aici până. A, uite aici, plin. Dude. Nebunie pe felie. Și ce trebuie să mai fac acum e să mai iau niște miere ca să facem și părțile astea de aici de sus. Și în mare parte cam asta ar fi deocamdată clădirea noastră cu cufere. Da. În mare parte. Bine, trebuie să luăm, de exemplu, niște torțe și să le punem pe aici prin zonele astea, că aici sus încă nu avem lumină deloc. Și atunci, dacă facem niște lucruri de genul ăsta,
S-ar putea să nu avem surprize. Uite așa, țaca-paca. Și aici probabil că o să le punem sus. Că, na, altundeva nu prea avem unde să le punem. Uite așa. Bam. Ăla-i. No, și aceeași chestie făcută și pe partea alaltă ca să nu ne trezim cu moștri. And we are all good. Bine, pe stâlpii ăștia tot poate să spuneze ceva. Dar, în principiu, cam așa arată toată nebunia asta noastră de cameră cu cufere. Ce-i jos e și sus și ce-i sus e și jos. Dacă putem să spunem așa. Oh, Jesus. Acum, ideea următoare ar fi să vedem dacă reușim să facem la spawn ceva frumos și elegant câtuși de cât. Mă gândesc că să încercăm să facem și noi o căsuță modernă, practic în districtul ăla nostru șmecher, care l-a făcut Blue în momentul de față, și să vedem ce mi-iese. A trecut ceva timp de când am mai construit practic o casă, fie ea modernă sau fie ea, cum îi zice, medievală or whatnot, în, într-un chunk, dar o să încerc. Uite-l-ai, păluză, exact ce ziceam. Despre tine vorbeam, fraiere. Firea drecu. Cu tuneamul tău. De unde ai venit tu, boss? Poate de aici n-are cum. O spawn 100% pe scări pe undeva. Da. Oh, goddammit. Oameni buni, mi-am rezervat locul ăsta. Și mi-am adus aici atâtei catrafusele. Uite așa, țaca-paca. Și ne trebuie și un crafting table din tătea astea pe care le avem aici. Pam, țam. Scara măgarului. Doar măgarii își recunosc scara. Să nu uităm asta. Și mi-am adus aici toate nebunile. Acum să mi le înșir, să mi le înșir așa aici în față, să mi le înșir, înșișișir. Hai să le înșirăm pe toate. Deși nu cred că o să am nevoie de toate. Spre exemplu, de ăsta nu cred că o să am nevoie. De ăsta s-ar putea. Ăsta sigur. Ăsta iar nu cred că o să am nevoie. Bun. Treci aici. Tu ești primul, că aici avem chestii din astea, din quartz și așa mai departe. Sticlă, de asta s-ar putea să am nevoie. Hai să mai luăm niște lucruri din astea de aici și să le punem, uite, pe aici. Și atunci păstrăm, cred că și asta. Paper, gunpowder, packed ice, candy cane, ok. Astea, sincer să fiu cu voi. Tools. Da, normal. Normal că nu am un amărât de flint and steel. Dar avem foc aici. Trebuie să găulim shulkerul ăsta, man. Adică, come on, come on. Și o să ne apucăm noi de făcut o casă aici. Nu știu sigur dacă o să termin în episodul ăsta. Oh, ok. Dude, asta e aluraton. Dacă țin eu bine minte. Da, o să arunc eu toate nebunile astea la gunoi pe undeva pe aici și o să mă apuc frumușel de construit, dragii mei. Așa că rămâneți pe aproape. Oameni buni, cred că cine a făcut treaba asta aici a uitat să pune niște torțe pe aici pe dedesubt. Nu știu de ce am eu așa o vagă presimțire, nu? După cum se aude, undeva pe aici, practic, horcă niște zombalei. Ceea ce nu-i foarte, foarte plăcut. Unde sunteți, mă? Vă aud, nonorociților. A, uite-ai. Bă, da. De ce nu sunt niște torțe puse pe acolo? Adică m-aș arunca între ei. Dar sincer să fiu cu voi. Mie că-mi tun ăștia fundul. Și nu o să fie prea plăcut pentru mine. Luați de aici. Luați cupită! Eu știu. Ține-o pe asta. Șutu-o pe asta. Mare spada, sincer, m-a făcut mămica. Am destule torțe să luminez cât de cât pe aici, cred că. Cred că o să-mi ajungă. Am început deja să construiesc casa. Și zic eu că e un început împrumițător. Pentru o zonă atât de mică, adică practic e 20 pe 20, nici am calculat eu toată nebunia aia. Pentru o zonă destul de mică, zic eu că o să avem o casă destul de mărișoară, în care o să ne încapă o grămadă de lucruri. Părerea mea sinceră și personală. Mă, dacă tot am pus să deport torțele așa, pune-o și pe asta, mă, ce mama dracului. Halim un picuț. Ah, o să vă arăt imediat.
De îndată ce luminez un pic pe aici, să nu mai horcăie gușteri pe lângă mine, să pot dormi și eu liniștit. Atât am vrut să aud. Căpâu! Bun. Am folosit toate torțele, numai bine, perfect, excelent. Și acum înapoi la suprafață. Și acum când ne-am întors la suprafață, practic cam așa o să arate căsuța noastră, cel puțin până în punctul ăsta. M-am hotărât să folosesc portocaliu și cu negru, pentru că aveam foarte, foarte mult portocaliu și negru pe aici și... Well, why not use it, you know? Adică dacă tot ai culorile astea, de ce să nu le folosești? Și mai ales că portocaliu cu negru merge destul de ok-uț. Și o să avem, uite aici așa frumușel, intrarea. Deci practic pe aici o să intrăm în casă, cum ar veni. Asta o să fie primul nivel, aici o să fie un garaj. Și ce vreau să mai facem e să mai facem un picuț nivelul ăsta încă o tură mai sus. După care ăsta o să vină peste el, cum ar veni. Și cel mai probabil, aici mă gândeam să fac o verandă, dar văd că am putea să facem aici pe partea asta, la un balcon sau ceva. Și un alt lucru pe care vreau să-l fac e să avem o piscină, dar să fie deasupra casei, practic. Fix deasupra căsuței. Cum ar veni să mai vină încă un nivel la casă și deasupra nivelului 2 să fie o piscină. Cred că ar arăta bestial. Mă, practic și într-un mod haotic, cred că ceva de genul ar trebui să arate căsuța noastră. Da, încă nu sigur despre intrarea asta de aici, deși... Am putea să facem aici practic o scară care să ducă pe acoperiș. Ceea ce ar fi destul de interesant, aș zice eu. Și încă nu sunt foarte sigur pe chestiile alea de acolo, de lemn. Dar chestiile astea au fost puse așa ca și guideline, să zicem așa, ca și niște linii de ghidaj. Dar vedem pe parcurs ce detalii o să mai dăm și lucruri de genul ăsta. În schimb, ideea este pusă în propulsie, propulsată. Deci aș cam putea să sparg astea de aici. Uite așa. Și pe tine. Ok, și pe tine. Și cred că și pe tine. Yeah. Putem să spargem astea. Mă gândeam că poate ar fi ok să mai ridicăm și asta un picuț mai sus, dar sincer să fiu cu voi, nu prea aș vrea să fac treaba asta. Nu prea aș vrea să fac treaba asta pentru că vreau să rămân acolo ca și un fel de, ca și un fel de terasă. În schimb, ce aș putea să fac în momentul ăsta ar fi să pun asta aici așa, 1, 2, 3, 4, 5 și asta să vină aici. Na, bun, și cu asta să mă duc, practic, să zicem noi așa, un ticuț mai peste clădirea asta ca să arate totuși, nu știu, să fie într-un fel sau altul un fel de simetrie în toată nebunia asta de aici. Ceva de genul ăsta. Și să trecem, bineînțeles, peste toată șmecheria asta de aici. Nu știu, mai am concret? Eu cred că nu mai am concret protocolii și o să trebuiască să mă o să cumpăr. Orange. Thank you, God. Bless you. Red sand, brown concrete, ce mai am pe aici? Teracotie, treburi, chestii. Nu. Nu. Well. Da. Nu. Sau? Abanul astea, Red Wool și alte chestii genul ăsta. Bun, am înțeles. Ne urcăm până sus de tot. Și acum o să trebuiască să vedem cum naiba facem să... să vedem cum facem noi să îi dăm, practic, detalii. Ceea ce nu o să fie nici super greu, dar nici super ușor, ca să zicem așa. Aoleu... Și stau și mă uit așa un picuț la... Zic, hăoleu, când stau și mă gândesc la, practic, la... Câta namila de construcție am făcut față de restul oamenilor și la câte idei pot să trebuiască să mai îmi vină până ce termin construcția asta. Și câte materiale o să intre în ea, Jesus Christ, man. Practic, vreau să vă zic ceva, dar nu mai știu ce naiba vreau să vă zic.
În fine, aici undeva mă gândesc eu, uite așa, în toată nebunia asta de aici, să vină o piscină. Bine, nu știu sigur dacă o să fie atât de mare în, pe cât vreau eu să o fac, practic, cum mă duc eu cu nebunia asta peste garaj. Dar o să vedem, o să vedem. Au, o să vedem ce idei mai îmi vin mie pe parcursul construcției. Bă, oameni buni, deși aș fi vrut să termin căsuța în episodul ăsta, sincer să fiu cu voi, din păcate timpul nu ne permite. Am avut de făcut și alte lucruri, cum ar fi să stăm pe un live cu Bilosu, să jucăm un pic cu Zelol, să pierdem pe acolo pe ranked-uri și chestii de genul ăsta. Dar, uitându-mă aici, de aici de sus, sincer să fiu cu voi, ea cred că pot să parchez aici cu fața în chestia asta. Cred că o să schimbăm paleta de culori, nu de alta, dar... Din păcate, majoritatea oamenilor de pe aici au folosit, după cum se vede, albul, griu, și acolo un picuț de roșiatic și portocaliu și maroneu cu cărmizile alea, dar meh. Și poate și aici un picuț cu cel la lemn de acacia. Yeah. Acacia. Și așa că există o posibilitate, mai ales acum după ce am cumpărat tot concretul ăsta ca tâmpitul, există o posibilitate să schimbăm un picuț paleta de culori și posibil să schimbăm o liecuță și cum zice, și modelul în sine a construcției. Hai mă, ploaie mă, serios mă, ce oameni. Așa că mergem să cumpărăm niște concrete alb. Cred că o să las concrete alb totuși cu portocaliu. Nu cred că o să strice. Am loc? Nu am loc. Jesus. Tot timpul se întâmplă să fac chestia asta, să mă duc, să vreau să cumpăr ceva și să nu am loc. Au. Sau punem concreturile astea undeva aici. Uite așa, pac, pac, pac. Pe ăsta lăsăm în powder. Am ajuns la concluzia că e mult mai ok să cumperi powder pentru că dacă ai timp, e mult mai avantajos, adică, pui mei, pentru un diamant iei 2 stack-uri, like, come on now. Fiind serios. So. O să cumpărăm niște alb. Cum ar fi vreo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 stack-uri. 7, 8 stack-uri. Sunt 100% sigur că o să mai avem nevoie de alb pe undeva sau... Here we go. 1, 2, 3, 4... bucățele aici și am negru, dar e posibil să vreau și gri. So, 1, 2, 3 și 4 de gri. Una, două diamante aici, la băiatul blu. Și dragii mei, astea fiind spuse, cam atât pentru acest minific și minunat episod. O să ne vedem cel mai probabil cu un live diseară, cu Black Ops 3. Cred că mai mult ca sigur. Și... cam atât. Ce să mai zic? Aveți grijă de voi, v-am țucat, toate cele bune!